numesc fratul Știțeanu Daniel. Mă numesc fratul Știțeanu Ilie. Unde ați luptat? In which event have you participated? Am participat în două teatre de operații, Irak și Afganistan, în mai multe misiuni de acest gen. We are brothers and we have participated in Afghanistan. In Iraq also. In Iraq also, okay. In different period of time. And we was together in that mission, Afghanistan of course and Iraq. And we don't miss any mission without... Being together. Yeah. Okay. Care a fost cauza conflictului din zona respectivă? What was the cause of that military conflict? The cause of that conflict in different theater of operation, it was a little different. In the first one, it was a terrorism which passed the border of the country of Afghanistan, speaking about Afghanistan, extended to an international way, also in Europe and the United States. We participate there like part from a coalition, and we had to accomplish that mission together with our partners from different countries, speaking about the Americans, speaking about NATO partners. Cauza conflictului, referitor la întrebarea dumneavoastră, a fost aceeași. Terorism. The cause of the conflict was the same, the terrorism. Next. Credeți că un conflict armat rezolvă problema din zonă? Do you think you were on the right side when you were fighting? Da, considerăm că fiind partea acelei coaliții, ne-a situat de partea bună a lucrurilor care încerca să elimine cauza care produce răul. We consider that being the, on the that side of the military conflict, we tried to solve the causes. Da. Încercând să eliminăm răul pe care îl produce și care s-a extins, după cum spuneam mai devreme, dincolo de granițele acelui stat. By trying to eliminate the evil forces such as terrorism, as it was mentioned, which was extended beyond the limits of that state in Afghanistan. Și care, după cum s-a observat, a provocat moartea și pagube în state care nu au avut nimic de a face cu terorismul înainte de aceste evenimente. Has extended also in multiple other states far away from the theater of operations. Războiul este o ultimă soluție. După ce au fost eliminate cele anterioare, adică diplomatice, politice și așa mai departe, războiul este o ultimă soluție de îndreptarea lucrurilor și a reda populației din acea zonă și populației restului lumii cursul normal care ar trebui să fie, da. We think that the war is the last solution after using diplomacy and negotiations, but it is not necessarily a solution, but a way to solve the problems in that area where we were fighting. Credeți că ați fost de partea bună a taberelor de luptă? Do you think that the Zami's intervention is the only way to solve conflict? Da, după cum am afirmat mai devreme, fiind parte din coaliția care încerca să rezolve această problemă, am fost de partea bună a lucrurilor, căutând să îndreptăm lucrurile față de cursul normal care față de care se îndreptaseră. Yes, we were on the right side of the part of those who were fighting, because we tried to actually improve the situation in the area where we were fighting. Știți care sunt repercusiunile conflictului asupra populației civile? Do you know what are the consequences for the civilian?
Da, lăsând la o parte partea militară, populația civilă în cele mai multe conflicte este prima care are de suferit de pe urma acestor conflicte. Besides the military losses, let's say that the civilians are the first ones to suffer during the conflict. Și începând cu victimele omenești, începând cu refugiații care sunt obligați să părăsească zonele respective și terminând cu nivelul de sărăcie și tot ce implică de pe urma războiului scăderea calității vieții la nivelul tuturor categoriilor sociale. Starting with the civilian deaths, for instance, or the refugees which appear naturally during the military conflict, or even the life level of the civilians, which is becomes poorer, and the economy suffers also a lot. Cum ajută armata populația din zonă? Can the army help the population surrounding the conflict? Da. Acest lucru are două componente. Armata ajută din două perspective să gestioneze acea luptă cu aceste elemente cărora nu le mai permite să acționeze în zona respectivă și vorbind de partea a doua, ceea ce securizează acel mediu și îi permite să se dezvolte. Începând cu întărirea și sprijinirea autorităților locale în crearea acelor instituții care pe mai departe ajută populația civilă atât din punctul de vedere al statului respectiv, cât și prin multiplele programe de reconstrucție la care armata și română și statele partenere participă, începând de la spitale, școli și până la asigurarea tuturor condițiilor de trai care îi permit unei societăți sau unei comunități să se dezvolte. Armata în sine este un furnizor de securitate pentru acele teatre de operații. Exact cum a spus și fratele meu mai devreme, oferind securitate în primul rând, oferă o dezvoltare economică, o dezvoltare culturală, cum? Că reconstruind școlile în zonele respective, redând populației civile încrederea din nou în armată, în armata proprie, în forțele lor de protecție, cu sprijinul alianței și cu sprijinul militarilor români care se află, bineînțeles, acolo. First of all, the army tries to stop the conflict and to securize the limits of affected by the conflict, and then we soldiers helped by the international organizations such as NATO and other partners, we try to bring to the society back to normal, like establishing again, establishing back the authority of the state, local and national, and rebuilding all the area affected by the war, by building hospitals, schools and other institutions necessary to the state in order to manage the civilian population. Va afecta personal acest conflict, familia, prietenii? In which way the event you were of a part changed you and your family, friends? Da, putem să spunem că fiecare participare ne-a schimbat oarecum într-un mod diferit, pentru că însuși faptul că stai plecat departe de ei te afectează și îi afectează mai mult pe ei care de principiu stau cu gândul la ce faci acolo, la riscurile la care te expui și în felul acesta o influență directă, în mod sigur are asupra ta. Faptul că nu poți să fii lângă familie, să îi ajuți la tot ce este necesar. Each participation to a military conflict affects both sides, personal sides, but also the family. Those who are thinking
and they are affected psychologically, thinking that I am in an unsafe area. What happens to me at that certain time, and so on. Este o formă de stres pentru ambele părți. Pe de o parte, pentru familia rămasă acasă, soție, copil sau copii, și o altă formă de stres pentru noi ca militari. Pentru familie intervine depărtarea față de soț sau soție care se află în teatru de operații și gândul că s-ar putea întâmpla lucruri pe care nu ni le dorim să se întâmple. Pe de altă parte, soțul se gândește, oare soția acasă poate să suplinească și lipsa mea? Mi-aduce aminte această întrebare de două evenimente în două perioade de timp separate, participând la unele din misiuni. Mai exact, vreau să exemplific când copilul meu avea 3 ani și ieșeam pe ușe, fiind în brațe la bunică, îmi spune, tati, ai grijă de tine, că oamenii de acolo sunt răi. It affects us both as a person, but also the family. It's a sort of stress caused to our family. And of course, each participation increases the psychological effects on us. And it reminds me at a certain time in the past when I was in a conflict. Where was this? In Afghanistan. When my child said he was 3 years old, and when I went out to of the door to of the house to leave, he said, "Pay attention! There are many evil people where you are going." Cum crezi că trebuie educați copiii pentru că adulți fiind să fie mai toleranți? In your opinion, what are the schools supposed to do to educate the children in the order to prevent them to become problematic adults or to become more tolerant? În mod cert, copiii trebuie educați din perspectiva conflictului. Este ultima soluție la care trebuie să ajungă. Adică, începând de la toleranță, toleranța implică voința de a discuta, ceea ce ne duce la alte discuții mult mai ample. Modul în care învață, modul în care este școlit și crescându-i capacitatea de a analiza lucrurile, astfel încât soluțiile să fie mult mai multe. First of all, I think the schools should be educated children in order to negotiate, to discuss about any conflict that can appear between them or in a society where they are living. And that is the way that should be taught. Any conflict has a solution, a peaceful one. M-a subliniat și fratele meu mai devreme că conflictul este ultima soluție. Ca un conflict să fie ultima soluție, plecând de la copii. Cu cât copiii sunt mai bine pregătiți, mult mai bine educați și cu cât citesc mult mai mult, și vreau să subliniez într-un singur cuvânt, educația se reflectă mai târziu. Education is the first step to become more tolerant, because the more they study, the more educated they are. And as my brother said, the conflict is the last way to solve a misunderstanding between people. Da. De ce am spus educație? În primul rând, cunoașterea. Why education, first of all? Cunoașterea unor altor culturi, din alte zone, altor religii și modul de abordare al acestor
diferențe dintre opinii și ideologii ne ajută totuși să fim mult mai toleranți. Because through education, through intercultural education, we know each other, we can cross over the borders of our countries and we can become more tolerant by knowing actually what other people like us think, even if they are think in a different way. În definitiv, toți suntem ființe umane și in the end, we are all human beings.